Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Astăzi vrem să abordăm teme economice, poate pentru că disputa zilei care s-a produs și în Parlament parțial este conflictul dintre primarul Chișinăului, domnul Ceban, și partidul PAS, aflat la guvernare, în subiectul datoriilor apă canal, livrării de apă pentru chișinăuieni. Riscăm cu toții, adică cei din Chișinău, să rămânem fără apă, și acest subiect sigur că este de interes major pentru toată lumea, având în vedere că domnul Ceban a și propus cetățenilor acum să facă rezerve de apă. Vrem să discutăm această temă, dar nu numai această temă, avem și alte teme economice importante cu economistul Viorel Gârbu, pe care îl salutăm în studioul nostru. Bună seara, domnule! Bună seara! Haideți totuși, tema anunțată, să o abordăm înainte de toate. Bun, situația este cumva bizară, pentru că sunt niște datorii pe care Apa Canal nu le poate onora. Tariful este, din câte înțelegem, mai mic decât este nevoie pentru a acoperi costurile Premier Energy, care solicită aceste datorii, pare să fie necruțător și amenință primăria că va trebui să achite aceste datorii, altminteri vor fi sistate aceste livrări, așa a anunțat că a sistat pentru Apa Canal. În același timp, domnul Ceban spune că nu este de competența primăriei să achite aceste datorii și aruncă mâța moartă în ograda partidului PAS, spunând că asta este o chestiune de interes național, și cei de la PAS îl amenință cu dosare penale pe domnul Ceban. Domnul Gârbu, aș vrea, în primul rând, să ne lămuriți totuși cine trebuie să achite aceste datorii? Pentru că datoriile trebuie să fie achitate într-o țară civilizată. Cui revine această sarcină? Este o situație un pic mai confuză în partea ce ține de activitatea acestei întreprinderi, Apa Canal Chișinău. Confuză, fiindcă totuși sunt implicați mulți actori în modul în care se derulează evenimentele. În primul rând, atestăm faptul că societatea Apa Canal aparține primăriei Chișinău și atunci, în calitate de fondator, activitatea acestei instituții trebuie să fie asigurată, aceste întreprinderi municipale trebuie să fie asigurată de către fondator. Fondatorul este primăria și, într-un final, primăria trebuie să răspundă pentru tot ce face. Dar a doua parte a întrebării dumneavoastră, anume nuanța, accentul care dumneavoastră îl puneți, că primarul este obligat să acopere aceste cheltuieli. Nu știu în ce măsură acest lucru este corect. Nu sunt jurist. Un jurist ar trebui să se expună mai mult la aceste aspecte, dar din punct de vedere economic, financiar, primarul este obligat să asigure distribuirea mijloacelor bugetului pe care îl gestionează la nivel de primărie corect, da? Și să acopere necesitățile primordiale. Dacă primarul are anumite economii pe care le poate folosi cu această destinație, presupun că primăria trebuie să proceteze de această manieră, în cazul în care, de exemplu, primăria trebuie să asisteze finanțarea unor cheltuieli care sunt mai importante decât aceste cheltuieli, consideră primăria ca fiind mai importante, atunci sigur că primăria poate să decide să nu proceteze de această manieră. Opinia mea este că totuși este o problemă complexă, dar această problemă, în primul rând, ține de competența ANRE-ului. Nu nici a guvernului, nici a primăriei. ANRE-ul este actorul principal care trebuie să răspundă pentru această situație. Dacă tot vorbiți de ANRE, ANRE-ul a majorat tariful la mijlocul lunii ianuarie, dar, spuneți, vă rog, această majorare este în măsură să acopere necesitățile primăriei energie sau, bun, principalul creditor, sau totuși această majorare nu este suficientă și problema nu a fost rezolvată de ANRE? E o întrebare dificilă și la această întrebare totuși trebuie să răspundă ANRE, fiindcă deci, pentru a răspunde la această întrebare trebuie să cunoști cifrele. Eu n-am examinat toate aceste date, toate aceste calcule. Propriu-zis, problema ține de competența acestei autorități, fiindcă e o problemă tehnică foarte dificilă. Deci sunt foarte multe calcule, foarte multe cifre pe care eu, în calitate de cetățean, nu am acces. Da? Deci ANRE, Apa Canal nu a venit către mine, da, cu această solicitare, a venit către ANRE. Ceea ce pot să zic este, deci ca un observator neutru, deci din afară, eu pot să zic următorul lucru. Ultima dată, conform, deci această informație găsim pe site-ul ANRE-ului, tarifele pentru apă potabilă au fost ajustate, au fost aprobate în anul 2017, cred că în iunie 2017. Dacă să cumpărăm acele tarife cu tarifele care sunt aprobate în ianuarie,
17 ianuarie, da? Parcă Andreu a aprobat noile tarife. Noi atestăm faptul că aceste tarife cresc cu aproape 30%. Un calcul simplu, aritmetic, care o poate face orice cetățean. Începând cu luna mai 2017 până luna ianuarie 2023, inflația, dacă e calculată inflația lunară, da? Deci inflația pentru fiecare lună, prin raportare la inflația la luna trecută. Facem un calcul aritmetic simplu, atestăm faptul că prețul a crescut de ordine de 50%. Deci, doar așa, la cifre globale, testăm faptul că, de principiu, inflația a fost de ordine de 50%, în special anul trecut. Noi toți știm ce înseamnă inflație. Deci, în funcție de prin ce am trecut în anul trecut, și ajustarea tarifelor este mai puțin de 30%. Deja aici un pic sunt întrebări. Eu nu zic că aceasta este o problemă aici, dar eu cred că ajustarea tarifelor a întârziat, în primul rând, fiindcă anul trecut a fost inflație destul de pronunțată și, în același timp, această ajustare nu este în măsură suficientă. Mai mult, se putea mai mult sau mai puțin, nu știu. Deci nu este treaba mea. Sunt persoane tehnice care trebuie să cunoască și care au acces la cifre și care pot să răspund la această întrebare. Eu, ca un observator iarăși neimplicat în luptele politice, pot să zic că am senzația că Andreu totuși s-a dorit mereu să fie o autoritate independentă, dar Andreu mereu se comportă ca autoritate dependentă care cumva execută deciziile politice, nu doar acum, fiind guvernul PAS. În general, Andreu este mereu, s-a dorit să fie o instituție independentă. Eu nu știu dacă această instituție este una independentă. Da. Și atunci, aici e întrebare. Și cred că problema respectivă trebuie soluționată. Cred că cadrul normativ nu este bine dezvoltat în Republica Moldova și problema trebuie gestionată de o manieră profesionistă. Deci, efectiv, aceste calcule trebuie să fie gândite sau cumva comportamentul Andreului. Eventual, nu știu dacă cadrul normativ din Republica Moldova permite acest lucru, dar Andreu trebuie dat în judecată, eventual, de Maria Chișinău și să angajeze un auditor independent care să demonstreze că Andreu s-a comportat corect sau incorrect. Și atunci justiția se decide. Da, problema ajustării tarifelor o ridică și domnul Ceban, spunând că când noi spunem ajustarea tarifelor, asta sună bine, dar de fapt asta înseamnă majorarea lor. Un lucru cam neplăcut, probabil la asta v-ați referit că Andreu a acționat politic în sensul că nu a dorit să deranjeze cetățenii în condițiile când poate ar fi trebuit să facă acest lucru. Totuși, Andreul este de vină. Ați spus dumneavoastră, admit acest lucru, dar... Nu zic că este de vină, eu nu pot să afirm acest lucru, fiindcă ar trebui un audit independent să determine dacă Andreu s-a comportat corect sau incorrect. Cadrul nostru normativ nu este bine dezvoltat. Și atunci, bine, este o dispută cumva la nivelul emoțiilor. Aritmetic se poate determina tarifele sunt corecte sau incorecte și Andreu, prin această ajustare a tarifelor, cine a greșit până la urmă? Uh-huh. Această solicitare de ajustare a tarifelor trebuie făcută de întreprindere propriu-zis, deci de primărie. Primăria a trimis aceste ajustări. Andreu, cum a procedat cu aceste solicitări și tot așa. Deci dacă cumva s-a întârziat, dacă s-a întârziat cu ajustarea tarifelor, din vina cui? Și dacă tarifele acum, într-adevăr, reflectă costurile. Totuși, acest audit despre care vorbiți, el, dacă va rezolva această problemă, va rezolva mai târziu. Nu știu dacă este posibil, conform legii, să faci acest audit. Deci da, eu cred că această problemă trebuie discutată și soluționată în instanță. Dar instanța, vă dați seama, că nu o să spună care este valoarea tarifelor. Ar trebui să vină un audit, poate, independent. Eu, cel puțin, ca cetățean, aș vedea această soluție, fiindcă pentru a depăși problema cu un anumit presupus influență politică care se exercită asupra tuturor instituțiilor și inclusiv asupra Andreiului, care trebuie să fie o instituție independentă. Deci doar această abordare poate să ne ajute să depășim problema. Explicați-mi de ce dumneavoastră vorbiți de Andreea, dar doamna Gavriliță a cerut nu un audit la Andreea, dar a cerut un audit și un control sever la Apa Canal. De ce nu? Deci, bine, acest control se face. Andreu se uită la cifre, deci se uită la datele contabile și aceste tarife reflectă, deci sunt rezultatul unei analize făcute de specialiști, de profesioniști în sector. Dacă această analiză este corectă și obiectivă, atunci tariful este corect. Dacă cumva este imixiunea factorului politic, acest lucru nu poate fi demonstrat de Andrei în sine, nu? Deci trebuie demonstrat de cineva din exterior. Dar de ce nu? Deci eu nu văd nicio problemă să se facă audit, inclusiv și la Apa Canal Chișinău. Eu nu cred că acolo lucrurile sunt perfecte, nici de departe. Moldova nimic nu este perfect. Deci să se meargă cu auditul și către această instituție. Dar întrebarea este, noi cu acest audit nu răspundem la această întrebare definitiv. Deci dacă există cumva implicarea factorului politic în modul în care acționează autoritățile care sunt pretins independente. Noi implicarea politică o putem bănui, cel puțin eu, din această luptă care se dă între domnul Ceban și PAS publică. Deci tot ce apare public este deja politic. Andreu nu va putea, din punctul meu de vedere, rezolva această problemă acum.
poate cu timpul, deși el este înainte de toate cumva abilitat să facă acest lucru, în această dispută, primăria trebuie să dea, e vorba de 70 de milioane de lei, acum verific, dintre care 44,7 milioane de lei conform facturilor cu termen expirat. Deci, haideți să zicem 50 de milioane de lei. Acești bani trebuie să identifice, din punctul dumneavoastră de vedere, care nu sunteți implicat politic sub nicio formă. Totuși, primăria sau guvernarea. Eu cred că impactul asupra bunăstării populației este unul masiv. Noi nu putem să stăm fără apă potabilă, da? Deci problema trebuie rezolvată rapid. Și cred că primăria ar trebui să acționeze acum de rapid și să acopere această gaură. Iar ulterior să acționeze în judecată oricine dorește. Să acționeze în judecată guvernul, să acționeze în judecată Andreu și așa, să-și recupereze eventual aceste mijloace. Dar primăria poate găsi ca soluție să se împrumute eventual pe piața internă, să găsească din economiile pe care le-a realizat în perioada pe care le are, deci să redistribuie mijloacele în bugetul pe care îl gestionează și sunt drepte spre acoperirea acestor tarife, dar în cazul în care primăria se consideră dezavantajată, deci se consideră nedreptățită în această situație, trebuie să meargă în judecată și să-i demonstreze acest lucru. Am înțeles. Deci o să urmărim această discuție, acest dezacord care din zona economică treptat s-a alunecat în zona politică. Să sperăm totuși că chișinăuienii vor avea parte de apă, pentru că atunci când cei mari se bat, oricum n-ar trebui să sufere cetățenii și locuitorii orașului Chișinău. Domnul Gârbu, un alt subiect pe care am vrut să-l abordez, în fond, pentru prima dată în această criză în care ne aflăm, guvernarea a alocat compensații pentru consumatori, așa numiții consumatori non-casnici, se referă la întreprinderi. Deci până acum au beneficiat de compensațiile pentru căldură doar noi cetățenii. Am văzut cu toții că beneficiem de anumite compensații în funcție de gradul de vulnerabilitate. Deci guvernul a identificat anumite modalități de ajutor pentru aceste întreprinderi, două feluri de suport pentru 10.000 de companii. Deci sumele sunt destul de impunătoare. Dumneavoastră, cum apreciați această intervenție a guvernului, cumva, care s-a produs cumva neașteptat? Pentru că, bun, inițial s-a spus că numai cetățenii consumatorii vor beneficia. Pozitiv. Deci foarte bine că guvernul PAS găsește de cuvință să ajute mediul de afaceri. Eu cred că agenții economici au fost ignorați mereu. Moldova merge prin cicle, prin crize succesive și agenții economici de principiu cam au fost ignorați în perioadele anterioare. Deci guvernul nu prea a reușit să-i ajute. Dar, bine, capacitatea agenților economici să depășească aceste probleme este limitată. Da? Deci agenții economici trebuie să ajutați. Și e foarte bine că se alocă aceste mijloace, fiindcă condițiile sunt foarte dificile. Este și inflația foarte mare anul trecut. Sunt condiții foarte dure a politicii monetare care este promovată de Banca Națională, care lovește la fel în agenții economici. Este problema cu salariile care trebuie să crească. Este leul puternic care la fel afectează și lovește mult în capacitatea de principiu a exportatorilor să-și promoveze produsele la export. Dar și pentru cei care sunt axați pe piața internă, la fel, leul puternic înseamnă produse de import mai ieftine, în condițiile în care în Moldova este inflație de peste 30%. Deci salariile și toate restul cheltuielilor cresc, dar prețul nu poate să crească, fiindcă nu face față competiției din exterior. Deci problemele sunt foarte dure și foarte, deci mediul de afaceri acționează într-un mediu foarte dificil și atunci foarte bine că PAS a găsit aceste mijloace și a găsit de cuvință să aloce aceste bani pentru a susține mediul de afaceri. Întrebarea este totuși în sumele pe care le alocă 230 PAS. 230 de milioane. Aici e o problemă, fiindcă dacă facem un calcul la fel simplist, testăm faptul că undeva din consumul de gaze naturale 40% revine agenților economice. Deci noi avem o economie rudimentară, până la urmă, subdezvoltată și mediul de afaceri nu este bine dezvoltat. Consumul de gaze în principiu merge pentru gospodările populației. Dar dacă să ne uităm la situația din anul 2021, să zicem, da, și să raportăm situația din 2023, tarifele care au existat atunci până să înceapă această creștere galopantă a tarifelor și până în prezent, noi testăm faptul că pentru mediul de afaceri costurile a crescut de ordine 8 miliarde de lei anual. Guvernul alocă 230 de milioane. Foarte bine că alocă aceste mijloace, dar întrebarea mea este dacă aceste mijloace sunt suficiente. Dacă e să facem un calcul foarte simplu, la numărul de 50.000, zicem, agenți economici cât sunt în Republica Moldova, costurile suplimentare sunt de ordine a
aproape 170.000 de lei anual. Guvernul acordă compensații până la 500 de metri cubi, 12 da. Lei da, pe fiecare metru cub. Deci, aproximativ lunar, 6.000 de lei. 6.000 de lei față de 170.000 de lei, dar iarăși cifrele sunt foarte... E o estimare foarte, foarte simplistă, da? Deci nu intrăm în detalii, nu suntem cu cifrele pe masă, dar de principiu... Oricum ne putem orienta. Da, deci ca o idee generală, acest suport s-ar putea să nu fie suficient. Eu repet, e foarte bine că PAS a găsit de cuvință să aloce aceste mijloace. Bine, mai bine ceva decât nimic, dar poate este... Deci autoritățile vor găsi de cuvință să aloce mai multe mijloace pentru a susține mediul de afaceri. Să sperăm că cât de cât le va prinde bine. Aici mai este și o altă modalitate de a compensa pentru cei care consumă pentru sectorul agroalimentar, îmbrăcămintea, încălțămintea, dar exact. Da, înțeleg și eu din ceea ce spuneți că suma este destul de bun, pare să fie îmbunătoare, dar deloc suficientă. Domnul Gârbu, un alt subiect economic care mie întotdeauna mi-a trage atenția, am fost și eu în anumită perioadă titular de patentă, nu ca întreprinzător, am activat într-un alt sector, dar această discuție care se perpetuează între deținătorii de patentă și guvern, deja la un moment dat începe să agaseze, pentru că nu se găsește această dezlegare. Deci, din câte am înțeles, guvernul vrea să renunțe la deținătorii de patentă. Ultimul termen a fost stabilit pentru sfârșitul august a acest an, anul curent. Sigur, deținătorii de patentă invocă tot felul de motive, situația grea din economie, propria lor situație. Și iată, ultima soluție cu care a venit guvernul, de câte am văzut, este să se dea câte 10.000 pentru fiecare deținător de patentă și cu asta să fie închis subiectul. Deținătorii de titulari de patentă nu sunt de acord. Am văzut și la televizor chiar și o discuție aprigă între reprezentanții lor și ministrul economiei Alaiba. Dumneavoastră, cum vedeți această situație, de partea cui vă situați, dar sigur în baza unor argumente economice? Eu înțeleg de ce guvernul încearcă să facă această reformă. Deci, logic, guvernul înțeleg, economii de piață, fiecare trebuie să acționeze în condiții oneste. Deci dacă unii sunt trimite cerințe mai înalte față de o anumită parte a agenților economici, aceste cerințe trebuie să fie unic aplicabile, universal aplicabile față de tuturor, față de toți, și atunci în cazul în care titularii de patent, deci urmare acestui regim, înregistrează anumite avantaje comerciale, acest lucru nu este corect. Deci pentru economii de piață nu este bine să mergem cu acest gen de abordări. Problema este următoare. Eu nu înțeleg de ce la această etapă, anume în această perioadă, guvernul s-a concentrat pe această problemă. Eu nu cred că în plan economic este cea mai importantă problemă pe care o are Republica Moldova. În primul rând. Într-al doilea rând, dacă cetățenii nu doresc acest lucru, de ce guvernul insistă? Fiindcă problema executivului nu este că deci un număr mare de persoane vând un volum foarte mic de bunuri fără să plătească impozite, fără să folosească aparat de casă, deci fără să existe un anumit control. Problema guvernului este cu acei puține persoane care fac evaziune fiscală folosindu-se de acest mecanism. Guvernul ar avea posibilitatea prin mecanisme, prin instrumente indirecte să monitorizeze acest lucru, să identifice pe cei care au anumită bunăstare materială și în același timp lucrează în bază de patente, să se uite la consumul acestor persoane. Doar de precizare, din acești 5.000 de deținători de patente, spuneți că doar foarte puțin cu adevărat recurg la aceste tehnici de evaziune fiscală. Da? Da, eu cred că numărul lor este unul foarte mic. Acum nu pot să vin cu anumite cifre, dar numărul persoanelor care deci își permit să vândă, să comercializeze folosindu-se de patente bunuri în volume mari este mic. Deci sunt anumite studii, sunt anumite date la acest capitol, dar deci propriu-zis numărul persoanelor care își permit să recurg la evaziune fiscală, anume folosind de acest instrument, deci propriu-zis atunci când logica guvernului funcționează, da, fiindcă pentru a crea anumite distorsiuni în modul în care funcționează economia, volumele trebuie să fie mari, da? Deci un patentar nu are cum să facă competiție unei rețele de magazine, da, alimentare. Deci nu se compară aceste aspecte. Și atunci numărul celor care își permit să facă evaziune nu este mare și acești evazioniști sunt vizibili, ușor vizibili. Deci autoritățile de principiu pot să identifice. Celelalte persoane care cumva sunt influențate, deci fiindcă nu sunt bine informate, fiindcă nu înțeleg încă care este esența acestei reforme, nu trebuie să fie forțate. Eu nu văd care este câștigul executivului. Executivul consumă la această etapă resurse foarte multe, își creează probleme în partea ce ține de percepție populației, să obțină ce? Deci acest domeniu
nu prezint un domeniu de primă importanță, o problemă de primă importanță pentru economia țării. Ministerul Economiei are alte domenii în care să se concentreze. Ori autoritatea respectivă... De ce atunci insistă? Că eu aceste discuții, noi, aceste discuții le urmărim pe parcursul ultimelor, poate chiar 15 ani. Poate mai mult. De ce se insistă pe acest lucru? Ei, nu foarte se insistă, pentru că am ajuns iată în anul 2023 și problema n-a fost rezolvată. De fiecare dată deținători de patentă totuși erau lăsați să activeze. Acum însă văd că se insistă. Eu cred că această problemă este, poate fi amânată. Deci nu cred că guvernul trebuie anume să meargă pe soluționare cu orice preț aceste probleme. Nu, cel puțin din punct de vedere economic, nu văd... Soluția cu 10.000 de lei, ea... E bună? Nu e bună. E o soluție. Acum se decide patentarea dacă vor să accepte această soluție. Eu m-am gândit și nu cred că este de acceptat, pentru că tu iei această sumă sub pretextul că să-ți cumpere aparat de casă, să rezolvi, să faci niște cursuri de contabilitate, dar, bun, problem, oricum asta înseamnă că îți îngropi mica ta afacere. Problema este că afacerile în Republica Moldova generează foarte puțin profit. Și efectiv nu se merită să vii cu un cadru administrativ atât de complex, să vii cu cerințe atât de înalte pentru persoanele care fac afaceri, în condițiile în care venitul acestor persoane este unul foarte mic. Deci, repet, trebuie să găsiți acele persoane, acei rechini, da, care deci reușesc, folosindu-se de acest mecanism, să încaseze venituri substanțiale. Aceste persoane nu sunt multe la număr. Restul persoanelor, oricât de corect nu ar fi teoretic să zicem că toată lumea trebuie să acționeze în condiții unice, toată lumea trebuie să aibă, dacă faci comerț, se despune de cel aparat de casă. Eu nu aș insista, fiindcă dacă îți facem comparații cu alte state, presiunea fiscală și cerințele față de mediul de afaceri sau față de cetățeni este diferită în funcție de veniturile acestor persoane. În cazul în care veniturile realizate de aceste persoane nu sunt mari, persoanele chiar trebuie lăsate, din punctul meu de vedere, să acționeze așa cum acționează și să, deci cu cerințe minimaliste, fiindcă oricum statul mult nu câștigă. Deci atunci când vorbim despre venituri, noi trebuie să spunem mereu două aspecte, care sunt veniturile și care sunt costurile pe care noi le suportăm pentru a obține aceste venituri. În cazul în care costurile sunt mari, de ce noi pretindem să obținem aceste venituri? Deci pentru state va fi mai greu să gestioneze administrativ acest domeniu, iar beneficiile pe care statul le obține, eu cred că nu sunt chiar atât de mari. Și atunci eu nu înțeleg această insistență. Păi asta vrem să înțelegem și noi. De ce insistă atât de mult statul și în cazul dat Ministrul Economiei să lupte cu totuși niște oameni de afaceri, dar cu venituri foarte mici, pensionari, de cele mai multe ori oameni în vârstă care trăiesc, supraviețuiesc, mai bine spus, datorită acestor mici încasări pe care le au, dacă au sub pretextul acestei lupte cu corupția, dar spuneți că sunt foarte puțini rechini și care pot fi identificați mai ușor prin alte metode. Bun, să vedem cu cine se va încheia această luptă. Eu personal am toată, să zic așa, toată compasiunea pentru aceste mii de deținători de patente. Repet, poate pentru că și eu cândva am activat în acest regim. Domnul Gârbu, un alt subiect care a început să fie discutat și va fi discutat, sunt sigur, în continuare, care are valențe politice, dar la început ar trebui să ne dumerim în ceea ce privește substratul economic, sigur, ține de schimbările legate de codul funciar, acolo unde foarte mulți asociații de fermieri, partide politice au considerat că aceste amendamente anulează garanția de a nu vinde pământuri agricole și forestiere cetățenilor străini. Nu știu cum interpretați dumneavoastră, există, eu am constatat că există totuși o prevedere care interzice acest lucru, e vorba de articolul 21 din proiectul de lege, care prevede că persoanele fizice și juridice străine nu pot fi proprietari de terenuri agricole și forestiere, și totuși și asociațiile de fermieri și partidele politice, unii oameni de afaceri, spun că există posibilități de a ocoli această prevedere. Dumneavoastră, cum vedeți acest subiect în general, ca economist? Deci sunt probleme pur juridice care trebuie să fie soluționate în cazul în care guvernul nu intenționează să promoveze această reformă, deci nu vrea să schimbe această realitate, deci nu vrea să continue mai departe, să nu permită accesul, deci dreptul de proprietate a străinilor asupra terenurilor agricole din Republica Moldova, atunci guvernul nu are decât să vină cu o redacție foarte clară, așa cum cer fermierii. Eu cred că această problemă trebuie soluționată la acest nivel, asociațiile fermierilor trebuie să vină să ceară acea redacție
care consideră corect, atâta timp cât... Ca să exclud ambiguitatea. Exact, atâta timp cât redacția respectivă este corectă în putere juridic, deci nu este cumva aberație juridică, dar este corect formulată juridic, atunci guvernul nu are de ce să se ascundă și să vină și să aprobe această redacție. Eu în plan economic tot văd problema un pic diferit. Noi trebuie să înțelegem faptul că noi avem, bine, din punctul meu de vedere, economia țării nu se dezvoltă, deci condițiile de dezvoltare economică nu sunt suficiente. Guvernul nu a identificat acea soluție pentru a stimula creșterea economică. Guvernul nu are instrumente suficiente pentru a încuraja producerea, în special a bunurilor în economia țării, atât pentru sectorul industrial, cât și pentru sectorul agricol. Condițiile în economia țării nu sunt prienice și atunci nu contează că ești proprietar de teren, că nu ești proprietar de teren. De principiu, afaceri în Moldova nu prea poți să faci. Afacerile mai mult țin de, deci cumperi vinzi, da, sectorul de comerț, dar să produce în Moldova nu este rentabil economic. Asta e problema pe care guvernul trebuie să soluționeze. Și atunci, în condițiile în care această situație va perpetua, guvernul nu va găsi instrumente economice suficiente pentru a stimula producerea de bunuri, anume pentru economia țării, noi trebuie să înțelegem faptul că odată la 3 ani noi ratăm un PIB anual, anume urmare deficitul în comerțul extern, deci urmare incapacității noastre să acoperim importul prin exporturi, da? Deci să avem un comerț extern echilibrat. Noi nu producem bunuri, practic, în economia țării. Acest lucru ne costă un PIB odată la 3 ani. Deci impactul, de fapt, e masiv. Și acum Ministerul Economiei, regretabil, nu vede această dimensiune și s-a apucat de patentare. Sunt probleme globale pe care Ministerul Economiei trebuie să le soluționeze. Atâta timp cât problema respectivă nu va fi soluționată, ce contează că sectorul agricol, dreptul de proprietate asupra terenurilor va fi păstrat exclusiv cetățenilor moldoveni. Cetățenii oricum pleacă. Deci în agricultură se câștigă doar fiindcă forța de muncă este ieftină. Aceasta e unica sursă de venit. Nu fiindcă se produc bunuri cu valoare adăugată înaltă, care pot fi exportate undeva peste cotare, deci fiindcă sectorul agricol este unul foarte performant. Noi exportăm cereale la prețuri mici, deci sectorul nostru nu are un randament foarte mare, zicem, pe unitate de suprafață. Da? Deci în agricultură se lucrează foarte prost în Republica Moldova. Unicul resursă care se exploatează și care permite ca acest sector să trăiască mai departe, ține de forță de muncă ieftină. Dar forța de muncă ieftină nu va fi, satele mor. Deci lucrul acesta nu este permanent. Și atunci, oricum, sectorul agricol se va înrui într-o anumită perioadă de timp. Adică problema aceasta nu o vedeți ca prioritară? Dacă guvernul vrea să vândă pământ deci cetățenilor străini, nu are decât să scrie clar în codul funciar. Dacă nu vrea, nu are decât să se pună la masă cu fermieri, asociațiile fermieri, să accepte textul deci propus corect juridic, deci formulat corect de către aceste asociații. Deci guvernul trebuie să spună clar da sau ba. Sunt aspecte juridice. Guvernul trebuie să ascunde după anumite chițăbușuri, după anumite tertipuri juridice, astfel încât să spună că nu permite, în realitate să permită, fiindcă nu știu dar cum... Dar dumneavoastră cum credeți? Dorește guvernul să permită oamenilor de afaceri străini, persoanelor juridice și fizice să cumpere pământuri aici sau nu? Eu cred că da. Eu cred că viziunea economică a autorităților este cumva axată mai mult în această dimensiune. Deci se merge pe un liberalism economic cumva de extremă dreaptă, zic așa. Nu se înțelege necesitatea agenților economice autohtoni pentru tranziție. Deci nu se încearcă să se creeze condiții cum egale pentru agenții economici autohtoni, așa, similare agenților economici străini. Și atunci agenții economici autohtoni, când sunt puși în competiție direct cu cei străini, sigur că ei falimentează. La noi creditele sunt teribil de scumpe, foarte scumpe. În condițiile în care creditele sunt atât de scumpe, dezvoltarea, anume sectorul de producere a bunurilor, fie în agricultură, fie în industrie, nu are niciun potențial în economia țării. Da? Și atunci care este rostul să vii cu, să pretinzi că, iată, vii cu condiții libere pentru toată lumea, în condițiile în care, de la bun început, agenții economici autohtoni sunt descalificați, da? Deci nu sunt în condiții mai grele de activitate. Am înțeles. Domnul Gârbu, dacă toți suntem în zona aceasta a producției, a exporturilor, a economiei reale, să discutăm un pic despre anumite declarații și situații din agricultură. În primul rând, mi-a atras atenția declarația Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, domnul Bolea, care a spus că a identificat un credit de rezolvare a problemelor legate de producerea laptelui, deci datorită acestui credit contractat de la occidentali, de la europeni, se dorește să se ajungă în zootehnie la 20.000 de vaci până în anul 2025, acum e sub 10.000, din câte înțeleg. Scopul este nu atât de a exporta, dar de a mări consumul intern.
În același timp, am observat că exportatorii cer păstrarea cotelor tarifare care ne-au fost acordate anul trecut de către Uniunea Europeană la 7 categorii de bunuri agroalimentare pe care noi le exportăm în Uniunea Europeană, încă le mai exportăm, acolo e vorba de tomate, usturoi, vreau să le știți, fructe, sucuri, struguri alimentare. Struguri de masă. Adică, dar ceea ce mi-a atras atenția este că noi, de exemplu, anul trecut n-am exportat deloc roșii, n-am exportat deloc usturoi. Cel mai bine suntem la capitolul prune, aproape că am acoperit această cotă. Iată, v-aș ruga să dați un comentariu atât pe acest domeniu al producerii interne de lapte și declarațiile optimiste a domnului Bolea. Credeți că în acest sector vom reuși să obținem anumite succese și pe aceste contingente tarifare pe care noi nu le acoperim. De ce nu le acoperim, dar vrem în continuare să le menținim? Deci urmează să vedem într-un final. Intenția e foarte bună, bine că Ministerul Culturii încearcă să facă ceva, deci să mărească producția internă pentru consum intern. Asta e foarte bine. Noi avem deficite mari. Pe acest capitol, deci numcătorul mărfurilor, da, noi avem deficit undeva, deci de ordinul a 150-170 de milioane de dolari. Da? Deci noi importăm mai mult decât exportăm. Cei probleme la care m-am privit mai devreme. Deci noi dacă o să acoperim consumul nostru intern, nu prin producție proprie, nu prin importuri, o să avem 170 de milioane de dolari investite în economia națională și nu undeva în exterior. Și asta e foarte bine. Dar eu nu știu dacă anume acele instrumente. Urmează să intrăm în detalii, să vedem tot ce mai mult. Totuși am zis un pic mai devreme, nu este rentabil să produci în economia țării. Investițiile pe care trebuie să le pun la mijloacele financiare, sursele financiare pe care trebuie să le pun la dispoziție statul pentru a depăși această problemă, sunt foarte mari. Nu știu dacă deci nu, sumele respective nu sunt enunțate, dar sunt sume mult prea mari. Deci sume foarte mari care sunt vizibile. Propriu-zis, intenția este una foarte bună, dar nu cred că guvernul, sau nu știu, n-am auzit despre disponibilitatea guvernului și capacitatea guvernului să aloce mijloace. Cum asta schimbe? Eu nu cred că doar prin acțiuni. Creditul nu este suficient? Nu. Deci noi avem nevoie de multe miliarde pe durata fiecărui an. Deci sunt sume de ordinul multor miliarde, zecilor de miliarde, dacă vreți, care trebuie să fie cheltuite anual în economia țării pentru a depăși această problemă. Nu se poate cu mijloace mici să rezolve probleme atât de mari. Intenția este una foarte bună, dar dacă se va materializa cu succes, urmează să vedem. Cel puțin pe moment, în economia țării nu este rentabil. Deci e mai simplu să cumperi să vinzi decât să produci ceva în economia țării. Sunt prea multe probleme. Problemele sunt nu doar legate de aceste vaci, da? Deci trebuie să educi persoane, trebuie să motivezi persoanele respectiv să rămână în zona rurală, să vrea să lucreze și tot așa. Deci e un cumul de probleme care a fost creat pe durata 30 de ani și acum doar prin faptul că iată deschizi ferme noi, nu reușești să depășești această problemă. Este și infrastructură, sunt și rețeaua de distribuție, sunt competitori, sunt mărci comerciale, sunt întrebări, sunt foarte multe întrebări care trebuie să depășite. Deci, domnul Bolea este destul de optimist, dar bine, este misiunea politicienilor să fie optimiști. Da? Politicienii mereu trebuie să vorbească despre fapte pozitive. Opinia mea este că totuși economia Moldovei în ansamblu trebuie să fie susținută mai mult și guvernul în ansamblu trebuie să găsească anumite instrumente care să ne ajute să depășim acest gen de probleme, nu doar în sectorul agricol, dar și în sectorul industrial, industria prelucrătoare. Deci noi, nu este rentabil în Moldova să produci ceva. Vorbind despre cote, iarăși, înțelegeți, eu atunci când aud în aceeași frază cuvântul acord de liber schimb și cote, la mine apare o disonanță cognitivă. Nu știu cum autoritățile au negociat acest document în care apar cote la export, da? Deci, și de ce acest document? Da, bine că apar, domnul Gârbut. Păi acord de liber schimb, cum e bine? Păi, sigur că este o contradicție dacă avem un liber schimb, dar în anumite zone nu, este în avantajul nostru să avem aceste cote, nu? De ce? Avantajul nostru este să nu avem cote, să exportăm cât de mult vrem. Putem vinde mai ieftin. Nu, acord de liber schimb. Deci, de principiu, de ce trebuie să fie limitat exporturile moldovenești pe piața Uniunii Europene dacă e un acord de liber schimb? Cum ai reușit noi acest lucru? Fiindcă noi importurile din Uniunea Europeană nu le limităm sub nicio formă. Iar Uniunea Europeană limitează importurile din Republica Moldova sub forma acestor cote. Acum, ce se întâmplă? De principiu, iarăși, lucrul acesta vine contrar logicii unei economii de piață. Dacă autoritățile noastre sunt atât de mult axate pe economia de piață, trebuie să înțeleagă acest lucru. Fiindcă un agent economic, pentru a intra pe piața Uniunii Europene,
standardele de calitate sunt foarte înalte, deci trebuie să vii cu investiții foarte mari. Investițiile se recuperează într-o perioadă lungă de timp. Gândiți-vă la logica unui agent economic. Banii sunt foarte scumpi în Republica Moldova, creditele sunt foarte scumpe, da. Volumul creditelor, standardele de calitate sunt foarte înalte. Agentul economic își asumă riscul, atrage credite și face anumite investiții și nu se încadrează în cote. Ce face mai departe cu această producție și cum își recuperează investiția și cum plătește creditele efectiv? Păi nu poate să vândă în Uniunea Europeană, trebuie să caute alte debușeie, alte piețe. Exact. Și atunci și agenții economici asta și fac. Deci nu se aventurează în investiții mari, nu se ridică la standardele de calitate care sunt cerute în Uniunea Europeană și nu valorifică aceste cote, fiindcă atâta timp cât este cote, există riscul să nu te încadrezi în această cote. Deși poți să ai produse de calitate cea mai bună, nu te-ai încadrat în cote. Și punctul. Deci intervenția factorului birocratic administrativ, care este contrar logicii unui economie de piață. Da? Deci, economic, să pledați pentru anularea acestor cote? Nu cred că se poate face nimic. Eu explic de ce se întâmplă acest lucru. E o scăpare masivă a autorilor, a persoanelor care au negociat acest acord de liber schimb și în special în partea ce ține de exportul de fructe. Aceeași problemă. Noi eram dependenți și rămânem dependenți de piața rusească și în același timp am păstrat cote, deci am descurajat investiții în acest sector pentru ca să acapărăm piața Uniunii Europene. Da? Și atunci explicați-mi, domnul Gârbu, ce se întâmplă? Bun, aici este puțin și dimensiunea politică, dar eu de multe ori mă întreb asupra acestui lucru. Deci noi ne-am lăudat că am reorientat toată economia spre Uniunea Europeană. 70% din schimburi este cu Uniunea Europeană. În același timp, eu mă uit la aceste cote și văd că nu le acoperim nici pe departe, doar v-am spus că la prune am ajuns la 99%, la struguri de masă la 93%, la mere, care e doar 25% și căutăm ceva cu două containere în India, poate vor cumpăra. Deci, pe de o parte, acest export nu merge chiar bine. Cu produsele de origine animalieră, dumneavoastră cunoașteți și toată lumea cunoaște, că nu, până acum noi nu putem exporta decât acolo câteva miere de albin și nu mai știu eu ce, atunci cum să exportăm? Și dumneavoastră corect a spus, e zonă de liber schimb, e comerț liber și în același timp noi practic nu prea putem exporta, așa înțeleg. Nu putem să exportăm, fiindcă nu avem investiții suficiente. Și în același timp, ce spun dimensiunea politică? Guvernarea ne spune că totul este ok și totul este orientat spre Uniunea Europeană. Dar eu văd că un pic altfel situația. Da, deci unde sunt orientate fluxurile comerciale nu este chiar atât de important. Este, poate în acest punct de vedere, este important să nu fim axați pe singură piață. Deci să avem cumva o anumită flexibilitate și o anumită posibilitate să vindem pe piețe diferite. Deci să fim cunoscuți cu piețe diferite. Acesta e aspectul. Dar într-un final, fluxurile comerciale fie sunt către est, către vest, ce contează? Contează volumul exporturilor. Deci nu faptul că am întrerupt exporturile către est și le-am reorientat către vest, asta nu e dezvoltare economică. Deci asta nu e creștere economică. E o creștere un pic calitativ, fiindcă cerințele sunt mai mari pe aceste piețe, dar noi o să creștem economic doar atunci când o să vindem mai mult, o să producem mai mult pe piața internă și o să vindem mai mult la export. Aceasta înseamnă o realizare adevărată. Da, mersi pentru acest punct de vedere. Aș vrea să vă întreb și legat de ajutoarele pe care ne le acordă Uniunea Europeană. Acum au promis că ne vor da un ajutor macroeconomic suplimentar de peste 100 de milioane. A venit și reprezentantul prim-ministru Danimarcei, care la fel a promis ajutorul macroeconomic. Deci, vedem aceste ajutoare. Anul trecut, 2022, peste 600 de milioane. În 2023 promit 800 de milioane de euro. Aș vrea să vă solicit un comentariu. Ce înseamnă acești bani? Ei sunt utili, sunt suficienți pentru țara noastră și, sigur, este important și raportul credite-granturi. Sigur sunt utile. Noi, fără acești bani, am fi ajuns într-o criză foarte dificilă. Deci banii respectiv înseamnă o deschidere, o percepție pozitivă pe care o au partenerii externi față de guvernul de la Chișinău. Și atunci partenerii externi vin cu aceste mijloace pentru a ajuta guvernul de la Chișinău, Partidul PAS, Partidul Guvernamentul, să se descurce în aceste condiții. Condițiile sunt foarte dure, foarte aspre. Sunt câteva momente care pot fi comentate aici. În primul rând, faptul că aceste ajutoare fluctuează atât de mult de la un guvern la altul,
Un pic te duci cu gândul politică, că aceste ajutoare deja sunt un mod de a influența politica. Deci, da, modul în care regulează aspectele politice în Republica Moldova. Și mie acest lucru ca cetățean nu mă bucură. Eu vreau ajutoarele să vină constant, pentru constant și cumva în funcție de calitatea actului de guvernare și nu în funcție de culoartura partidului care deține guvernul. Nu contează. Deci, aceste ajutoare, dacă sunt importante, ele trebuie să fie axate pe reforme, pe dezvoltare economică. Contraintuitiv, invers proporțional. Guvernarea nu este neapărat foarte eficientă din punctul nostru de vedere a cetățenilor, ajutoarele cresc. Da, dar faptul că ajutoarele cresc, anume și este o dovadă a ineficienței guvernării, fiindcă dacă guvernul se descurca mai bine cu, deci cu dezvoltare economică, vinea cu instrumente, deci ajuta, PIB-ul nu scădea atât de mult, deci cumva economia mergea mai bine, statul colecta mai bine taxe, mai multe taxe, deci cumva statul era mai eficient în cheltuirea mijloacelor publice, atunci noi nu aveam nevoie de ajutoare în mărime atât de mare. Da? Deci faptul că ajutoarele sunt atât de mari, în anul curent, cred că deficitul bugetului de stat sau bugetul public național, de fapt, va fi de ordinul a 18% din total, da? Da? Deci din parte de venituri, da? Deci ca point în PIB, deficitul crește foarte mult și asta e un pic, te pune pe gânduri. Deci e foarte riscant și totuși aceste probleme urmează să fie soluționate pe viitor. Deci cineva vă trebuie să întoarcă aceste credite, cineva vă trebuie să depășească acest gen. Dar acum această povară este tolerabilă sau deja ne apropiem de anumite linii roșii? Băi, suntem cam la linia roșie. Acum, bine, unde sunt aceste linii roșii? Vedeți, matematică, nu se poate calcula acest lucru, deci nu există nicio formulă. Uh-huh. De principiu, noi știm care este pointere, dar ce înseamnă toleranță. Ceea ce atestăm noi în anul curent este că în bugetul de stat, deci din totală creștere a părții de cheltuieli, cea mai mare pointere din această creștere este alocată în nume de servire datoriei interne și externe pe care o au autoritățile publice. Asta nu este foarte bine, dar același timp, dacă nu atrăgeam aceste credite și granturi, atunci situația putea să fie și mai proastă. Deci Moldova poate ajungea într-o criză socială, politică, economică și consecințele ar să fie și mult mai grave. Deci cumva comentariile la acest subiect sunt destul de speculative, atâta timp cât donatorii ne oferă credite. Deci noi prin aceasta deja putem să înțelegem faptul, deducem faptul că noi suntem deci credibili, că putem să restituim aceste credite, fiindcă toată lumea se uită. Nimeni nu acordă bani FMI-ul, Banca Mondială și toți creditorii nu acordă bani cu ochii închiși. Ei inițial se uită la capacitatea. Acest raport între credite și granturi vi se pare cumva în defavoarea noastră? Adică, pentru că guvernarea, sigur, ar prefera să fie mai multe granturi, însă nu vedem. Ponderea este destul de mică, 20%, 25%. Iarăși, e foarte speculativ răspunsul la această întrebare, dar ce obțin creditele oferite de parteneri externi sunt mai ieftine decât creditele pe care noi putem să le atragem pe piața internă. Și deja acest lucru este un avantaj. Da. E un avantaj. Am vrut să vă întreb despre salariul minim pe economie. Am văzut o știre care cumva este una pozitivă. Noi suntem în căutare de știri pozitive, dar această știre spune că Moldova s-a plasat pe locul 3 în anul 2022, după, în ceea ce privește 2023, majorarea salariului minim pe economie a fost de 30%, după turci și Argentina. Deci, într-adevăr, guvernarea care a spus că a făcut multe lucruri bune, în acest sens a majorat destul de simțitor salariul minim pe economie. E adevărat că fostul ministru a Muncii și Protecției Sociale și sindicatele cereau ca acest salariu să fie de 5.000 de lei. Bun, până la urmă Ministerul Finanțelor a dat doar 4.000 de lei. Dar vă rog să ne explicați cum acest salariu minim și majorarea lui afectează în primul rând nivelul de trai, cine beneficiază de acest salariu minim, cum, din ce cauză acest indicator este important? Bine, prima observație este că Moldova este în rândul statelor în care inflația este foarte mare și în acest motiv salariul minim crește foarte mult, da? Deci logica cum este direct. Și această creștere și nu este pe măsura inflației, da? Da, da, da. Și creștere în mărime nominală și nu în mărime reală, da? Deci deși dacă să facem conversie în valută, la noi vedem o creștere destul de bună. Iar și am zis un pic mai devreme, noi avem un leu puternic. Dar noi pe acest gen de politici o să ne coste mai scump pe viitor decât, deci costă mai mult decât acele beneficii pe care ne oferă pe moment. Da, deci salariul minim crește, acest lucru se face, deci guvernul vine, sau sunt două tipuri de salarii minime, deci aceste salarii pe durata precedentului ministru Muncii și Protecției Sociale au fost unificate, deci mărimile sunt aceleași, dar de principiu vorbim despre salariul minim în sectorul bugetar și salariul minim în economia reală. În economia reală salariul minim se negociază, deci el nu se
nu se stabilește de guvern. Guvernul nu are capacitate sau nu impune. Și multe state se procedează deci la fel. Deci asta e la bugetar, dar. Dar pentru bugetar, statul este obligat să se alinieze. Poate să nu se alinieze. Până acum, până reforma făcută de ministrul Spătare, salariul unui sistem bugetar era mai mic, mult mai mic decât salariul unui economie real. Deci norma minimă era diferit. Da. Și asta e iarăși un lucru incorrect. Statul nu poate să vină cu acești gen de politici. Dar aceasta e realitate, deci se negociază între stat, patronate, sindicate și se ajunge la o anumită mărime care convine tuturor, deci la o anumită comună. Nu este nici cum vor sindicate, nu este nici cum vor patronatele. Acum, salariul minim sigur că înseamnă bunăstarea materială a lucrătorilor, da? Deci angajaților, cât deci mai mare este salariul minim. Mai puțin de 4.000 de lei. Într-un da? Fel, se poate specula și acest lucru, guvernul este mereu obligat, interesat să mărească salariul minim, fiindcă cel puțin la acest nivel să plătesc impozite, da? Deci salariul în plic nu poate coboare sub salariul minim. Da? Deci plățile în plic se operează cumva de această manieră. Deci se plătește conform contabilității un anumit salariu, care nu poate fi mai mic decât salariul minim, iar diferența se plătesc în plic. Da? Deci, și prin aceasta, cel puțin mărind salariul minim, prin aceasta guvernul indirect se luptă cu evaziunea fiscală. Deci din acest motiv guvernul mereu este interesat de principiu să mărească acest salariu minim. În același timp, dacă guvernul mărește salariul minim, trebuie să mărească salariul minim în sectorul bugetar, iar aici deja este mai greu, fiindcă guvernul trebuie să facă rost de aceste mijloace financiare pentru a acoperi aceste cheltuieli. Deci salariul minim înseamnă bunăstarea noastră materială și înseamnă un nivel de competitivitate. Deci nu tot timpul salariul minim mic înseamnă bine. Schimbările rapide, presupun că nu sunt chiar atât de bune, iar și aceasta este discutabil. Dar noi dacă vrem să atragem mai mulți cetățeni în economia națională, salariile trebuie să fie înalte, da? Noi suntem economiei deschise și atunci cât mai mari vor fi salariile în economia țării, cât mai bine va fi pentru cu atât mai mult va crește economia țării, va fi mai atractivă economia țării. Dar aceste salarii trebuie să fie reale, să corespundă și cu nivelul de productivitate în economie. Deci nu este suficient doar să crești salariile, trebuie să crești și... Și acest nivel de 4.000, chiar 5.000, corespunde nivelului nostru sau sunt cumva subfinanțați angajații noștri? Nu cred că nu primește nimeni la nivelul salariului minim. Deci, oricum, sunt anumite adauzuri care completează acest nivel de salarizare și atunci sunt și plăți suplimentare, se acordă premii, concedii și tot așa. Deci, sunt diverse alte stimulente care se acordă angajaților și care permit deci persoanelor să se descurce. Pe cât de relevant este, ce trebuie să legăm cu productivitatea muncii. Cred că anul trecut a fost o analiză prin care se afirma faptul că cât produc lucrătorii în Moldova în economia țării, în economia germană se produce timp de 18 zile. Da? Deci volumul de producție, productivitatea muncii este diferență, discrepanță atât de mare încât deci noi producem pe durata unui an atât de mult cât de mult produc în economia germană pe durata 18 zile. Da? Deci discrepanțele sunt masive. Și atunci salariul minim trebuie să fie mic. Salariul minim trebuie să fie mic, dar în același timp noi nu trebuie să ne mulțumim cu salariul mic, deci trebuie să facem schimbări. Dar schimbările se fac nu doar prin creșterea salariului, dar și prin alte instrumente. Domnul Gârbu, au rămas 10 minute. Puteți să faceți niște pronosticuri, pentru că suntem la începutul anului și evident toată lumea acum se ocupă cu această îndeletnicire, economiștii mă refer, fac pronosticuri. Am remarcat că Banca Mondială a dat un alt pronostic decât cel inițial, a înrăutățit estimările economice pentru Republica Moldova, deci probabil cunoașteți aceste cifre. Banca Mondială a înrăutățit prognoza. Economia este prognozată să scadă la 1,5 în 2022, iar în 2023 să înregistreze o creștere de 1,6. Bun, noi, eu ca un profan în domeniul economic am luat niște cifre care parcă elucidează ceva, dar, bun, cel puțin văd că este în 2023 este o mică creștere. Vreau să cum vedeți deja ca profesionist aceste pronosticuri făcute? Foarte rău, fiindcă cifrele sunt foarte negative. Faptul că economia scade în anul trecut este rău. Și creșterea economică, fiindcă în anul curent creșterea se raportează la situații din anul trecut. Da? Noi nu ne raportăm la situații de 10 ani sau 3 ani sau așa mai departe, sau la un anumit maxim, noi raportăm la situații din anul trecut. Și creșterea de doar 1,6% față de un an în care am înregistrat recesiune economică, cred că o să înregistrăm, deci cifrele nu sunt făcute public, dar toată lumea se așteaptă, cel puțin pe 9 luni, PIB-ul a scăzut cu 4%, deci mult mai mult decât acele cifre care sunt enunțate de Banca Mondială, dar de principiu, bine, nu avem
nu avem de ce să punem la îndoială. Deci pronosticurile de acest gen se fac de instituții serioase, deci o persoană singură nu până face. Până la proba contrare, sigur, va trebui să le acceptăm aceste cifre. Da. Dar pronosticurile se fac foarte greu, deci se fac de instituții, nu se face la nivelul unui simplu cetățean, da? Dar putem să comentăm și să vinem cu anumite caracterizare acestor cifre. Și propoziți că faptul că economia țării va crește atât de puțin pe un având o bază de raportare mică, este rău, da? Deci, totuși, acest lucru vorbește, descrie destul de negativ potențialul nostru și modul în care schimbă lucrurile în Republica Moldova. Dar, bine, dar ce înseamnă... Asta se întâmplă și am înțeles că cam aceeași situație s-ar putea să întâmple și în Europa, adică și acolo sunt pronosticuri triste. Exact, dar pe noi acest lucru nu trebuie să ne afecteze. Pe noi acest lucru, în mod direct, nu trebuie să ne intereseze. Statele dezvoltate cresc încet, dar noi trebuie să recuperăm în handicapul nostru dezvoltare economică. Deci nu trebuie să ajungem la dezvoltare... Trebuie să fie mai mare. Da, și că uniunea tradițională nu creștem cu 4%, dar 4% este foarte puțin. Deci noi dacă vrem să ajungem din următoarea economie cea mai săracă din continentul european, de la vest la noi, Albania, Bosnia-Herțegovina, noi trebuie să creștem minim cu 7% timp de 10 ani constant, pentru ca să ajungem la nivelul dezvoltării Albaniei din anul 2023. Deci timp de 10 ani să ajungem Albaniei... Și ei trebuie să stea pe loc. Da, ei trebuie să stea pe loc. 10 ani cu 7%. Noi cu 7% n-am crescut niciodată. Adică constant timp de 10 ani cu 7% niciodată n-am crescut. Da? Și atunci înțelegeți care sunt cifrele. 1, 2, 3, 4, 5% e foarte puțin. Economia țării trebuie să crească stabil, nu doar un an, dar stabil cu 7-10% pe perioadă lungă de timp, pentru ca să sesizăm o anumită schimbare. Bun, e clar că în 2023 noi nu vom recupera din acest handicap. Că... Nici nu se poate. Deci da. Eu sunt procese care derulează foarte încet și pe lungă de timp. Mai am o întrebare legată de transferurile de valută în Republica Moldova. Au apărut aceste statistici și noi întotdeauna ne uităm cu interes la ele, pentru că vrem să vedem în ce măsură diaspora, așa numită diasporă, ne ajută. În ultimul timp acest lucru trezește și un interes politic, pentru că eu ca politolog o sesizez acest interes. Deci noi vă dăm bani, ascultați-ne, că noi avem și o voce politică importantă care se manifestă de multe ori la alegeri. Vreau să vă spun că dumneavoastră cunoașteți aceste cifre, le spun și pentru telespectatori. În 2022, conform statisticilor, am atins o maximă istorică de 1,75 miliarde de dolari. Sau cu 126 milioane de dolari mai mult decât în 21, dar ceea ce este mai important, vârful sau picul atins de noi în 2008 tot a fost depășit în acest an. Deci în 2008 am avut cele mai mari cifre și iată că în 2022 cu 89 de milioane am întrecut anul 2008. Ce ne spun aceste cifre? Că ponderea diasporei este în creștere și noi din ce în ce mai mult depindem de cei care lucrează pe exploatare? În cel mai uzual, aceste cifre pot fi interpretate în două moduri. Primul mod este propoziția mărimea nominală, zicem așa, volumul mijloacelor care sunt transferate în economia țării. Este un indicator. Un alt indicator ține de ponderea acestor mijloace în PIB. Ca pondere în PIB, noi înregistrăm deci, o scădere, da? Ponderea limitenților în PIB este mai mică. Și acest lucru este bine. Aceste transferuri din PIB sunt din ce în ce mai mici. Da, pe perioada mai lungă de timp sunt PIB-ul mai mici. PIB-ul crește, dar ele cresc mai încet. Da, cresc mai încet și atunci ca ponderea în PIB sunt mai mici. Și acest lucru vorbește bine despre economia țării. Deci economia cumva se dezvoltă baza... Deci depinde din ce în ce mai mult pe baza economiei interne. Interne, exact. Și nu pe ce este vin de piscutare și finanțează consumul. Dar cealaltă indicator care vorbește despre suma mărimii absolute a acestor viramente, atâta timp cât aceste viramente cresc, acest lucru înseamnă că numărul persoanelor plecate pe scutare este tot mai mare și mai mare, da? Și acest lucru trebuie să ne întristeze, fiindcă, bine, diaspora nu întreține Republica Moldova, diaspora nu finanțează bani în bugetul de stat sau în orice alt buget. Diaspora și transmite aceste mijloace financiare pentru rude, pentru familia rămasă aici în Republica Moldova, dar atât timp cât... Și asta nu ajută, pentru că de multe ori ei avansează acest argument, că noi întreținem Republica Moldova pentru că dăm bani rudelor, nu, ei își întrețin propriile sale rude cheltuiesc bani în consum și consumul acesta este taxat de guvern și guvernul indirect și încasează parte de venituri. Da, dar acest lucru nu este bine, fiindcă ideal ar fi diaspora să nu existe, da? Diaspora să fie cât mai mică și cetățenii moldoveni să fie în Moldova, să lucreze aici și să producem aici în Republica Moldova și ceea ce producem să consumăm și mai departe. Dezvoltăm țara noastră și nu economiile străine. Deci ideal ar fi fost diaspora să nu fi plecat peste hotare, ce obține număr atât de mare precum este acum. Dar înțelegem că nu se poate altfel, condițiile sunt foarte precare de trai în Republica Moldova și alte soluții regretabil
cetățenii moldoveni n-au găsit. Dar faptul că suma viramentelor crește, vorbește despre, ne poate arăta indirect, noi nu cunoaștem exact care este numărul diasporii, iarăși sunt speculații, sunt anumite estimări. Dar faptul, cel puțin, că cresc aceste viramente, indirect ne vorbește despre acea realitate, că numărul cetățenilor moldoveni este plecat peste cotare, este în creștere. Și încă un indicator, cred că important, este de unde vin preponderent acești bani, din Rusia sau din... Exact. Dar nu știu dacă... Bine, viramentele pe anul trecut au crescut din Rusia și acest lucru poate fi interpretat ca fiind acele economii, nu doar curente, care sunt remitențele, dar economiile în total care au fost virate folosind aceste canale, da, deci mijloace, aceste instrumente, economiile totale care au fost transferate de cetățenii moldoveni din Federația Rusă cu intenție de a pleca din aceste economii, fiindcă e război. Da? Aha, deci, ei vin, și întorc... Da, aceste economii, aceste viramente sunt unice. Da, da, s-au produs doar anul trecut și atât. Persoanele, toate economiile care le-au avut... Deci moldovenii se întorc acasă și își iau cu bani, valiza, da, și cu bani. Dar acest lucru este unic. Odată se întâmplă și după aceea deja persoanele respective fie pleacă mai departe, se duc în Israel, fie în Uniunea Europeană, fiindcă Israelul este iarăși o țară care din care beneficiem destul de multe de remitențe sau în orice altă economie, dar își schimbă locația geografică. Și vin cu toți banii cu ei, deci nu sunt anumite o parte de venitul lunar, dar toate economiile care odată sunt virate în economia țării și ulterior, nu știu, poate pleacă de aici sau poate rămâne în Moldova. Am înțeles. Domnul Gârbu, vreau să vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut. Noi rămânem cu ochii pe ceea ce se întâmplă în economia noastră și pe acest duel între guvern și domnul Ceban în ceea ce privește livrările de apă. Asta este cumva o nevoie imediată. Să sperăm că și noi și chișinuienii ne vom bucura în continuare de serviciile Apă Canal. Vă mulțumesc pentru participare și cu o nouă ocazie vă așteptăm la noi, la Primul în Moldova. Noi ne luăm rămas bun și de la telespectatori. Din păcate, în continuare emitem doar pe canale de YouTube, pe site-ul postul nostru de televiziune, dar suntem plini de speranțe că în curând ne vom întoarce la telespectatorii noștri și în emisii directe pe frecvențele noastre obișnuite. O seară bună alături de cei dragi. La revedere!